anul acesta, în contextul și al pandemiei, lucrurile, să spun așa, au fost mai greuri de parcurs, dar noi simțim din partea producătorilor o dispoziție bună către produse tradiționale și în continuare așteptăm caiete de sarcini pentru autorizarea mai multor produse. Ce produse avem atestate până în acest moment? Până în acest moment avem produse în special pe partea de carne și aici aștept cu toate specificul județului nostru cu cărnații de peșcoi, pastramă, vedem babici și panificație cu pâine de casă, acești covrigi de Buzău. Și de asemenea pe partea de procesare, bulionul de Buzău, care în sfârșit am reușit în final să-i găsim locul pe